Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la City Guide! Eu sunt Oana și vă aduc cele mai bune recomandări pentru o seară în oraș. De la ora 19 în El Comandante Junior se pune în scenă piesa Toți bărbații mei, o comedie spumoasă plasată în decorul urban. În centrul atenției este o femeie care nu poate să doarmă din cauza vecinilor de bloc prea zgomotoși. Frământările și monologurile ei, mai mult sau mai puțin interioare, sunt însă pretextul pentru o comedie în care ne regăsim toți, femei și bărbați, cu neîncrederi, întrebări și gânduri secrete. De la ora 20, în Berăria H, în cadrul Comedy Night, se pune în scenă piesa Un bărbat și mai multe femei, cu Magda Catone și Claudiu Bleonț. Gavrunski, personajul masculin, cunoaște de-a lungul piesei laturile schimbătoare ale firii femeii, acestea devenind norocul și ghinionul din viața sa. Și pentru că tot femeia are cheia decăderii și înălțării unui bărbat, Gavrunski se lasă purtat în acest amestec al stărilor, preluând controlul sau lăsându-se controlat de entitatea cel mai greu de înțeles și definit, femeia. Luați pastila asta. Ați venit la mine în cabinet și eu. Voi indicați să luați această pastilă. Dar nu trebuie să-mi indicați nimic. Nu iau nicio parte, am venit la mine. În Club Control de la ora 21, The Noise își lansează EP-ul printr-un show live. The Noise s-a format în anul 2011 în Sibiu. Stilul abordat este indie rock cu influențe diverse inspirate de un sound variat ce oscilează între muzica electronică până la chitarele din vestul Saharei. Primul single de pe EP este Instant Drama, o piesă foarte catchy care s-a bucurat de un succes imediat. Acestea au fost recomandările City Guide pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Oana și vă doresc o zi frumoasă!